Salutare! Despre furie astăzi, despre conștientizarea furiei, pentru că dacă vrei să gestionezi furia, trebuie să o cunoști, adică trebuie să fii conștient de apariția și semnele pe care furia le dă. Practic, nu poți să lupți cu dușmanul dacă nu știi când apare și cum se comportă. Deci, fii foarte atent la semnele, simptomele fizice ale furiei. Ce simți? Simt căldură în corp sau în zona capului sau simt că am palpitații, că îmi bate inima rapid sau simt o transpirație excesivă sau simt că mi se usucă gura sau simt tensiune în corp, simt că mi se încleștează mușchii sau simt că mi se încleștează gura. Fiecare are un mod de a se manifesta. Fii foarte atent la aceste simptome fizice. Îndreaptă-ți atenția asupra acestor semne. Cunoaște-le bine, astfel încât apariția lor să atragă un semnal de alarmă în minte, care transmit mesajul: fii atent, încep să te enervezi. Acum este momentul să preiei controlul. De aia e important să fiu atent la aceste semnale, pentru că dacă eu nu conștientizez lucrurile astea, nu mai pot să stăpânesc furia. Apoi, fiți atenți unde în corpul fizic se simte furia. Concentrează-te pe aceste senzații și încearcă să le trăiești conștient. Deci unde în corpul fizic simt furia? Unde? În piept, în stomac, în cap, în tot corpul, în brațe, în pumni, în ce? Unde simt furia în corpul fizic, care are sediu, cum ar veni? Puteți să le și numiți și să-mi spun: uite, simt o căldură în cap, sau uite, simt că mă strânge pieptul, sau uite, simt ceva în zona stomacului sau a brațelor. Numește ceea ce simt. Spune clar, da? Ceea ce simt acum se numește furie. Deci în acest moment sunt furios, pentru că noi când am fost mici nu prea am fost învățați despre emoțiile noastre și, uite, ca și adulți nu conștientizăm ce ni se întâmplă, da? Ce putem să facem? Trageți adânc aer în piept și imaginați-vă că trimiteți tot aerul acesta în zona din corp unde simțiți că este această emoție, această furie. Imaginează-ți că aerul creează în corpul tău un spațiu suficient pentru ca această emoție să existe și să ardă încet, să se consume. Fă lucrul ăsta de 2-3 ori spre fiecare zonă a corpului care simți că este afectată de această emoție și poți să spui în minte: sunt calm, sunt relaxat, sau simt cum mă calmez, simt cum mă liniștesc, simt cum furia se topește, simt cum furia mă părăsește, simt cum furia ars deja, e cenușă. Odată numită emoția negativă, treptat își pierde controlul asupra ta. Odată ce îți numești furia în plan conștient, este din ce în ce mai greu ca după aceea să te lași purtat de val și să acționezi așa cum îți spune ea.